În săptămâna 40 iulie 2016, Biroul Rutier Mediaș va organiza pe raza municipiului și pe drumurile naționale din zona de competență acțiuni care vor viza combaterea cauzelor generatoare de evenimente, respectiv acțiuni pe linia indisciplinei pietonale, pe linia neacordării priorității de trecere la pietoni angajați în traversarea drumului public prin loc marcat și semnalizat, acțiuni pe linia verificării legalității activității de transport persoane în regim de taxi și, de asemenea, pe linia combaterii consumului de alcool.